sixth and final round. Spuneam Ion Oncescu, dacă nu l-am ști cât e el de puternic, poate că am rămâne un pic dezamăgiți de ceea ce vedem, însă este ceva cu acest Michael Todd, e un fenomen până la urmă. Cu toate operațiile, cu toate pregătirile lui, un om bionic, greu de bătut. L-am mai văzut pe american concurent, însă ce văd astăzi e ceva fantastic. Cred că e în cea mai bună formă de în viața lui. Ia să vedem acum ce se va întâmpla. Se mai poate păstra priza în condițiile date? Da, Oncescu îl ține de degete, fiindcă nu vrea să ajungă din nou în strep. Să vedem unde se va ajunge. Aproape că n-a fost meci fără strep. Păi n-a fost nicio rundă fără strep până acum. În cele 5 runde toată. Iată-l pe Michael Todd dând drumul de la mână și de această dată, dar se pare că americanii n-au auzit de intentional slip out. Într-adevăr, pentru un arbitru e mai simplu să dea strep decât să-i dea greșeală unuia dintre oponenți pentru că a luat decizia să dea. Așa e mai acoperit, nu poate nimeni să mai comenteze. Începe și runda a șasea, din nou americanul stă fix, își face jocul. Ion e nevoit să se plieze pe ceea ce... Da, de data asta Ion luptă cu încheietura cumva pierdută, ia uitați. E greu să... Ia uitați. A încercat toate variantele posibile Oncescu în meciul cu Michael Todd, însă campionul Americii de 18 ori, vă spuneam, campionul Americii își impune până la urmă stilul și câștigă cu 6-0. 6-0 pentru tot, un rezultat total neașteptat. Vreau să vă spun că s-a întâmplat și în cazul altor campioni celebri, cum ar fi John Brzenk, să pierdă cu 6-0 meciuri și să aibă zile mai proaste. Asta i s-a întâmplat și lui Oncescu astăzi, să fie surprins total de adversarul lui. Scorul final 6-0 pentru Michael.